Mona Nicoară, one of the programmers of the festival, next to us. Mona Nicoară, lângă noi. Yeah? New blood or old blood? Uh-huh. Do we take a poll? Thank you for coming tonight. We have a really extraordinary program that we're all very, very proud of. I'm not here just representing myself, I'm also representing Adina Bradeanu, who could not come for the opening night, and who has worked with the four of us to select these films in something that's like less the science and more of a random art, an accidental art that ended up in something that's extremely coherent. I'm not sure whether it's us, whether it's the moment, but we have a program that is about the ghosts of the past that are coming to visit and us in the present. Ziceam în spiritul tratamentelor inumane pe care ne le aplicăm toți astă seară și ne traducem noi pe noi înșine, că nu mă reprezint doar pe mine însă mie în seara aceasta, ci și pe Adina Bradeanu, care nu a putut veni la deschidere, dar care împreună cu noi patru a programat această selecție extrem de coerentă. Nu știu dacă este întâmplare, dacă este ceva ce e în aer, dacă este felul în care ne-am înțeles noi între noi, dar avem o selecție alarmant de coerentă, care este aproape în întregime despre fantomele trecutului și felul în care aceste fantome revin, ne bântuie din ce în ce mai mult, cu tot mai multă insistență astăzi. Do you want to say something about the... Yes, I want to say something about what you're seeing on the screen. So during the festival, besides a lot of screenings and debates after each screening, we will also have some special events. We will not you can read them now on the screen. I will not describe each of them. But the idea is that we try to find different kinds of formats, starting from the main topics of the festival, of the sections, and to try to extend, you know, the dialogue after, you know, outside of the screening rooms of the cinemas. And there are a lot I hope they will be interesting kinds of debates and formats and parties and all related to the topics of the festival. So of course we invite you all to join. Foarte pe scurt spuneam că nu o să descriu tot ce apare pe ecran, pentru că deja puteți citi, dar în afara proiecțiilor urmate toate de dezbateri, am gândit anul acesta împreună cu colegii mai multe tipuri de evenimente conexe, care nu sunt doar dezbateri. De foarte multe ori ne-am gândit la tot felul de formate mai jucăușe, care se pun să spun altfel, în discuție, niște teme chiar importante și relevante. Și cred că ar trebui să menționăm și echipa de preselecție care a măturat, nu e cuvânt frumos, dar greblat vreo 700-800 de filme înainte ca noi să le vedem. Deci mulțumesc tuturor, că mi-e frică că dacă încep să-mi șir nume am să uit pe cineva. Dar se știu. So I was saying that we also owe this to the pre-selection team who went through 700 films or 800 films before we watched what they've picked up. Și acum aș vrea să spun că Vanul România între timp nu înseamnă numai acest festival, care sigur că e vârful lui, vârful asociației. În spate există o asociație care face multe alte programe foarte, foarte interesante în timpul anului și aș vrea să le invit acum pe scenă pe colegele mele Petra Dobrusca, Laura Orlescu și Tudorica Tornescu. Laura, Tudorica. Petra conduce programul educațional Vanul România la școală și o las pe ea un pic să ne spună despre ce și cum. Bună seara!
Da, v-am văzut România la școală este un proiect educațional care se desfășoară pe tot parcursul anului. Cum puteți să vedeți, aici este și o hartă pe unde am mai umblat asta toamnă, dar încercăm să ajungem în cât mai multe locuri din țară în fiecare an. În cadrul festivalului avem proiecții special dedicate elevilor în fiecare zi și avem și niște evenimente, de fapt acum pentru prima dată facem și un eveniment mai mare special legat de educație. Este un eveniment într-un format pe cea cu cea. Dacă nu ați auzit de el, eu vă invit să veniți marți la ora 6 la rezidența Scena Nouă și este un eveniment care se numește, sau poartă un nume pe care nimeni din echipa programului educațional nu știe să-l pronunțe corect sau așa cum ar fi considerat corect. Eu o să încerc. Rica nu știa să zică rău Rățușca, reforma educației. Așa, și acum eu de fapt sunt aici mai mult ca să vorbesc despre juriul liceinilor. Noi în fiecare an avem juriul liceinilor care decide pe un câștigător, care este format de 5 liceeni care se înscrie printr-un concurs, răspund la întrebarea noastră care anul acesta a fost ești ceea ce înveți. Juriul liceinilor cumva e gândit așa că am vrea să dăm vocea tinerii generații. Așa că eu am scos un citat din ceea ce au scris elevii anul acesta, ca să nu vorbesc eu aici în numele lor. Petra, may I translate a bit, so to keep the suspense before you read the quotes. So Petra was saying briefly that the festival has a jury, the only jury that our festival has, it's a youth high school jury, they're here, so for the filmmakers who are in the competition or in this little competition, yes, meet them. And we're also doing a big event on education and education reform that is in a totally crazy format. So now she's going to read a quote from what the students, the young people have wrote in their applications. Deci, întrebarea la care răspundeau a fost, ești ceea ce înveți? Și Ada Stan, care este una dintre jurați, a scris, la școală nu greșești, nu greșești că e rușine, nu greșești că e urât, doar nu ești prost. Vrei să te ia oameni de prost? Nu, atunci nu greși. La școală stai în banca ta, înveți ce-ți dau să înveți. Nu pui întrebări, doar cine te crezi. Că îi iei tu pe ei la întrebări, la școală să nu greșești, că nu este timp. Nu stă o clasă întreagă după tine, prostul clasei. Poți să te duci acasă să greșești la tine acolo. Eu mă bucur că... Eu mă bucur că cei 5 jurați au venit, au aplicat în juriul liceinilor și au venit să greșim aici împreună. Ei sunt Ada Stan, Dalesia Cozorici, Mihai Bostan, Petra Torstan și Ioana Gheorghișor. Aici ai fara. Și acum îi pasez microfonul Laurei. Laura is running a lot of things in the association, but now she's going to speak about Kina Doc. Good night, thank you for coming. I'm going to be short and I'm going to keep it in English so everybody can understand. Kinedoc is one of the association's projects that we run all year. It's an alternative distribution program that started, this is the fourth year, so it started 3 years ago. We are going to premiere the fourth edition during the festival, and we're going to have around 60 creative films from Eastern and Central Europe distributed in more than 20 cities around the country year-round. So many people, thousands of people will have the opportunity in small cities of Romania to be able to see creative documentary films. But I'm not the one running this program. My colleague Andrea Bratosini, she's right there, she doesn't want to come here. And she's been doing a great job for the past 3 years. So keep it up.
Hello, good evening. I'm Tudorița, and I'm always crying during World War the festival. So they give me the love story of the festival. I'm taking a civil society pitch where the filmmakers should find the perfect match with the NGOs in order to develop a documentary. The project takes till the end of the year, and it will be awarded with the best couple. Will be awarded with 4,000 euros for development. So the filmmaker will receive this award. Thank you, and enjoy the festival. Thank you. This morning, two people from Japan arrived, and it's something that I'm very happy about. But before talking about, we waited for 6 months. For longer. For a lifetime. But let's see a little brief of four of their films that we are going to screen in the festival, and then we will invite. We'll talk. We'll tell you who they are. まあ、日本だけではありません。世界中の国家というものは、